este singura artă în care noi înșine suntem materia din care este realizată. Și nu o spunem noi, asta credea celebrul dansator american Ted Chong. Tinerii extrem de talentați din toată țara care au participat la prima ediție a concursului Dance Prestige au dovedit din plin cam cât este de frumos acest sport. Andrei și Alexandra, de exemplu, iubesc dansul. Când intră pe ring, parcă sunt într-o altă lume, una doar a lor. Dansul pentru mine înseamnă un sport pe care îl iubesc și îmi place mult să dansez. Nu ai timp liber, spre exemplu. Te gândești la dans sau te gândești să ieși cu prietenele la o plimbare? La dans. Cam cât munciți voi pe zi sau pe săptămână? Pe săptămână cam, nu știu, 8 ore, 7 ore pe săptămână, ceva de genul. Dar să înțeleg că le munciți cu plăcere, nu-i așa? Da. Prima ediție a concursului a fost un eveniment așteptat cu nerăbdare atât de dansatori cât și de susținătorii acestora. Suntem într-un moment festiv pentru noi, prima ediție a Cupei Dans Prestige la dans sportiv, în calendarul competițional al Federației Române de Dans Sportiv. Suntem într-un loc unde voie bună, sportivitatea și mai ales eleganța dansului își au locul. Este o competiție foarte frumoasă, Cupa Dans Prestige este un concurs național de dans sportiv cu o participare foarte mare, peste 500 de sportivi din toată țara. Este de un mare nivel, este o competiție la care jurizează arbitrii din aproape toată țara, de toate nivelurile până la clasă Open. Clubul a luat naștere din pasiune. Paul și Gianina, doi dansatori care și-au spus cuvântul în domeniu, au pus bazele acestuia. Dansul, în primul rând, e bucurie și cred că prin bucuria asta trăim mai frumos, nu știu, ne simțim mai bine. Noi din spate suntem foști dansatori de performanță, cu performanțe notabile în campionatul național. Și a fost o inițiativă care a pornit cu pași mici de la copii de grădiniță până la acum suntem într-o zonă destul mai ridicată. Este, dacă vreți, un proiect în care facem ceea ce ne place. Iubim dansul, îl facem de plăcere și rezultatele se văd.